Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, i-a binecuvântat astăzi pe credincioșii din ambele județe ale eparhiei. De dimineață, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Nașterea Domnului din Brăila. În continuare, cu toții s-au îndreptat pe calea călărașilor către faleza Dunării în sunetul clopotelor și al fanfarei militare a garnizoanei Brăila. Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit slujba aghesmei mari și a aruncat la final o cruce în apele Dunării. Am gustat astăzi bucuria prezenței Domnului nostru Iisus Hristos în apă și în duh, în slujbă, în procesiunea minunată care a adunat toată suflarea urbei Brăilei către faleza Dunării, acolo unde înalt preasfințitul nostru Părinte Arhiepiscop ne-a arătat bucuria prezenței Duhului Sfânt în unitate, în apă și în rugăciune. Mulțumim Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru bucuria așezată înainte și pentru bucuria pe care am reușit să o împărtășim astăzi tuturor brăilenilor prin distribuirea a peste 26.000 de sticle îmbuteliate cu aghiazmă, care vor fi în casele tuturor, în special a celor bătrâni, singuri, bolnavi. Înalt preasfințitul părinte Casian a săvârșit rânduiala aghesmei mari și la Biserica Medievală Precista din Galați, în prezența autorităților locale, a militarilor din garnizoana Galați și a credincioșilor. Cu multă smerenie și bucurie dăm slavă lui Dumnezeu pentru cele trei importante momente în legătură cu sărbătoarea botezului Domnului. Mai întâi de toate, buna pregătire pe cărările Sfântului Ioan Botezătorul, dar și după rânduiala bisericii noastre, în toate parohiile din eparhie și mai ales în municipiile Galați și Brăila de pe Dunăre, unde preoții și voluntarii au pregătit cu atenție și în același timp cu multă grijă de partea spirituală, atât la casele credincioșilor, cât și astăzi la Dumnezeieștele Liturghii. În al doilea rând, la Sfânta Liturghie, mulțumim lui Dumnezeu pentru mulțimea de părinți tineri purtând copiii pe brațe, la Sfânta Împărtășanie și apoi la Galați și la Brăila, cele două procesiuni, mai întâi în municipiul Brăila și apoi aici, la poarta porților creștinătății, mănăstirea istorică Precista, ne-am bucurat în chip cu totul deosebit de a fi redescoperit darurile botezului Domnului de la Iordanul istoric la ceea ce se mai spune fluviului nostru Dunărea, Iordanul României. Din mulțimea de daruri ale botezului Domnului, prin conștientizarea botezului nostru, rămâne mai importantă urmarea bucuriei de astăzi, pe care s-o ducem mai departe, la casele celor bolnavi, la spitale, pentru ca bucuria botezului Domnului să fie și împlinirea sănătății noastre sufletești și trupești. Arhiepiscopul Dunării de Jos a aruncat și aici o cruce de lemn în Dunăre, iar 21 de tineri gălățeni au sărit în apă pentru a o recupera. Crucea a fost adusă la mal de un pompier în vârstă de 24 de ani. Cu toții au primit daruri din partea ierarhului. În cele două municipii ale eparhiei, Galați și Brăila, credincioșii au primit din partea slujitorilor și a voluntarilor peste 150.000 de sticle cu aghiazmă mare.